științifică. Da. Alții citesc tehnico-științifică. Da. Și mie întotdeauna m-au plăcut chestiile astea. Astăzi avem niște invitații senzaționali. Pe mine mă pasionează extraordinar de tare domeniul pentru că mi se pare SF. Adică nici nu m-aș gândi vreodată să încerc să înțeleg cum se fac chestiile astea. Sunt atât de talentați și încă de la vârste fragede. Uite, 12-13 ani sunt invitații de astăzi. Robotmania sunt echipa, este echipa din care fac parte. Salutare, bine ați venit pe la noi. Au venit împreună cu tatăl lor coordonator, Bogdan Gioga. El este Ianis Gioga și Mihai lângă el. Tocmai s-au întors de la campionatul mondial, nu? Din Costa Rica. Din Costa Rica. Olimpiada mondială. Olimpiada, nu? Mm-hmm. Olimpiada mondială. Ei sunt campioni naționali. Mm-hmm. Au reprezentat România până acum în Qatar 2015, India 2016. Excelent. Acum două săptămâni în Costa Rica. Și în Costa Rica au obținut al doilea punctaj. Al doilea punctaj numai că la din timp concurs. Fost, iar la timp, după criteriul 2, mm-hmm. timp, au fost clasați pe locul 11. Ce se întâmplă acum? De pasiunea asta? Eu vreau să știu de unde. Când v-ați apucat? Cum? Păi de când eram mici, ne plăcea să ne jucăm colegă. Și a intervenit această competiție, adusă de fratele lui Mihai, Radu. Prima oară când a participat, el noi eram spectatori în tribune. Ne-a plăcut și nouă și am participat și noi, am încercat anul viitor. Bravo, super tare! Ce, ești curios? Da, vreau să văd ce se întâmplă aici. Ce se întâmplă la arătați-ne ceva, da. La o competiție. La o competiție ei trebuie să vină, să dă o temă în ianuarie, în fiecare an. 60 de țări, 30.000 de echipe, pornesc, au la dispoziție 4-5 luni până în luna iunie, să-și construiască robotul astfel încât să îndeplinească misiunile temei respective. Sunt niște parametri pe care le-l... Exact, anumite dimensiuni. Tema de anul acesta, având în vedere că e Costa Rica, a fost roboți pentru o societate durabilă, din punct de vedere al mediului, din punct de vedere economic, din punct de vedere social. Ei au trebuit, practic, aici să construiască un robot care să neutralizeze emisiile de carbon dintr-o fabrică prin instalarea de panouri solare și plantarea de copaci. Acolo au trei misiuni, ei le pot explica care sunt misiunile de pe masă. O să hai să vedem ce robotul face. Să nu aruncă asta, că n-am nevoie de el, că ne explică imediat. Ia. Cine începe? Noi trebuie să luăm cuburile colorate din zona aceasta, deci fără cele albe, și să le ducem pe zona roșie de final. Apoi cele două panouri solare. Alea galbene sunt panourile solare. Da, primele două. Trebuie duse pe ultima zonă, aceea verde. Aici. Da. Așa. Trebuie plasate. Bun. Și apoi copacii ăștia, în funcție de culoare, de exemplu, dacă acest dacă cubul verde este pe zona albă, noi trebuie să ducem un copac cu verde pe zona albă. Hai să vedem practic. Poți să ne arăți, sunt curioasă de numai pot. Ia. Deci este proiectat în totalitate de voi, robotul ăsta, da? Faimia. Bun, i-a sărit pe are cel... Are și sonor, pronunță culorile în limba engleză, dacă ne apropiem de el. Extraordinar! Trebuie să vă spun că înainte de competiție, competiția ține două zile, sâmbătă și duminică, iar vinerea dinaintea competițiilor este timp pentru calibrarea robotului în funcție de lumină și de suprafața mesei de concurs. Ei merg acolo cu robotul dezasamblat, făcut bucăți, au timp 2 ore și jumătate să-l construiască, să-l calibreze și să-l testeze. Au avut 3 runde oficiale în prima zi, în 2 din ele au obținut maxim de puncte. A fost cea mai constantă echipă din concurs împreună cu Japonia. Au fost felicitați de juriu. S-au bătut de la egal la egal cu Rusia și cu țările asiatice. Rusia, Malaezia, China, Taipei au avut câte 2 echipe, i-au devansat. Iar sub ei au fost 80 de echipe anul acesta. Vreau să înțeleg că cei de acasă, în momentul ăsta, el e complet automatizat, nu-l mânește nimeni. Este un robot autonom. De pe laptop există un program. Aici se găsește totul, există un program aici. Spune-ne, te rog, spre final, unde pot învăța copiii chestia asta? Sunt cluburi la noi în București? Am simțit nevoia să, în urma pasiunilor pentru robotică, să facem o asociație. Iar primul proiect inițiat de asociația Robotmania este proiectul Robot Academy, împreună cu studenții de la un club de roboți din Politehnică. Am început să predăm robotică copiilor din București. Sunt copii pasionați, există site-ul robotacademy.ro, exact. Am început de o lună de zile în Politehnică, la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică.
să predăm copiilor cursul foarte tare de robotică. Foarte tare, aplauze pentru această echipă minunată care ne-a reprezentat în Costa Rica. Baftă pe viitor la următoarele competiții. Thailanda va fi anul viitor. Thailanda, da. Că toți sunt ăștia în Asia, da, acum. Da. Le mulțumim frumos, baftă multă. Mulțumim și noi. Și